În vlogurile noastre vom face cunoștință și cu bunicii mele mii. Ei toți sunt fii, nu voiau să se filmeze, iar acum n-au încotro. Noi de foarte multe ori vom zice, pentru prima dată, Mihaela. Pentru prima dată, Mihaela. Și surpriza cea mare. Ulala. Haideți să vedem reacția Mihaelei la mare. Unul plânge, altul, nu. Din câte văd, parcarea e aproape plină. Cu numere de matriculare din România. Și doar din România. Și doar din România. Abia așteptăm să ne vedem și să ne prietenim cu toți. Hello! Hello, welcome back! Am și ajuns! Da, haideți să vedem reacția Mihaelei. Hai! Pe ușa glisante! Ionuțare. Suntem cazați. Și am plecat cu mașinuța. Cu Mihaela. Luăm valizele și plecăm în căsuța noastră. Aici de la mare. Nu știu dacă o mai scoatem pe Mihaela de aici din mașinuță. Îi place foarte mult. Să o bagăm pe Mihaela prima în apartament? Wow! Super! Imens! Haideți, intrați în casă nouă! Mergem la piscine și peste tot! Ia uite, mă, cum facem să fii? În vlogurile noastre vom face cunoștință și cu bunicii mele mii. Ei toți sunt fii, eu nu voiau să se filmeze, iar acum n-au încotro. Și surpriza cea mare. Mergem spre vile. De data aceasta, Melissa, eu zic să ne schimbăm cu locurile, cu camerele. Noi cu mami aici, iar voi acolo și jos. Bine, noi vom avea oricum mai mult spațiu. Eu deja am găsit locul. Așa, poftă bună tuturor! Da, Mihaela, și-a luat și-a tras farfuria mea și a zis că supița s-o mănânci tu, mami. Ia să o gustăm. Este supiță făcută special pentru copii, pentru bebeluși. Nu are sare. Trebuie să pui sare cât e necesar. În sejurul trecut, cred că am prins la vreo 3 kg suplimentar. De data aceasta am zis să mergem pe o altă cale și să mâncăm cât mai puțin. Mai puțin. Și mai multă salată. De porc și de miel. Și de miel. Mami, eu pentru prima dată văd așa tobă făcută din fructe de mare. Tobă? Asta e tobă? Stai, vreau să o văd mai de aproape. Păi și caracatiță văd. Ce-i drept că doar caracatiță înțeleg. Deja nu am răbdare să o gust. Bravo! Foarte mare avem! Mănâncă singurică! Doar că mami a uitat să-i luăm. Bavețica! Azi că ne descurcăm noi cumva. Punem șervețele și zici. Poate au fici. Poate au. Sau mergem la magazin și cumpărăm o bavețică, Peti. Da? Uite, punem așa. Și gata! Nu acceptăm lui. Cârcârnai. Mulțumesc, Mihaela. Ce-ai găsit? Ce-ai găsit? Am găsit acolo la legume. Și asta ce-i? Încercași în formă de cucuti. Parcă e un turn. Castraveți. Era vreo că așa că eu credeam că e tort. Așa, bravo! Oh, am trecut la suc cu furculița. Mihaela încă nu a văzut marea. Niciodată! Haideți să vedem reacția Mihaelei la mare. Stai că a văzut piscina, mami. Voi să ne scrieți în comentarii care va fi reacția Mihaelei. Mami, pozitivă sau negativă? Ce văd eu acolo? Și mie mi-e frică. Uite ai noștri ce fac. Da, unde ești? Turnurile acelea de nisip. Gata. Nu-ți.
Mami, nu mai pot ține pe Mihaela. A văzut deja? Mami, eu așa valuri nu am văzut. Eu așa valuri nu am văzut niciodată. Stai, stai. Prima dată pe nisip? Eu cred că în acest sejur, noi de foarte multe ori vom zice pentru prima dată Mihaela. Pentru prima dată Mihaela. Așa, bravo! Și prima căsătoră Mihaela în nisip. Ia uite cum ține mâinile. Ce? Ce e asta? Stai că mie nu-i place. Nisip. Așa, hai. Așa și ștergem. Bravo! Mami, uite ce am găsit niște scoici. Ce scoici? Mami, ce am făcut de scoici? Vrei de scoici? Vrei de scoici? Da, ce-a citit? Stai că am spus că procedăm exact așa cum a făcut cu Melisa. La vârsta ei, da, tati? Cam aceeași vârstă era Melisa când prima dată a fost la mare. Ia să vedem ce face Mihaela în ape! Ce face acolo? Stai că te duci! Ia să vedem! Ia! Primul s-a dus! Hai! Super! Mami, duci în papuci! Știu! Vine apa? Vine apa? Un mare like pentru Mihaela, e foarte curajoasă! Prea singură! Nici o reacție, Dodi! Prima până iarăși! Bălăceala! Și părerea voastră despre Mihaela Melimi la mare! Copii! Haide! Iar eu sunt Duda Gheorghe! Nici Ionuț nu se lasă dus! Dar când vine valul, Ionuț, ce știi încolo? Ce faci, Ionuț? Și acum toți ne ștergem piciorușele de nisip! Haideți! Hai, Ionuț! Așa! Bună dimineața, Ionuț! Eu m-am supărat pe mâncare grasă și am zis să mergem doar pe salată. Și ceva fasole. Dar noi nu vrem să slăbim! Așa că eu mi-am luat ou prăjit! Ionuțu! Ce zici? Să te plimbi și tu așa cu o parașută, a? Ce zici? Să stai așa la înălțime. Stai, Ionuțu, ia ce-mi place! Uite, ce-mi place, Ionuț! El deja pleacă cu parașuta! Eu! Asta e Ionuț! Da, ea cum zice că eu? Dar când dacă ajunge, mami, se ridică jumătate de metru la pământ? Se pare că dă înapoi, se răzgândește. Nu se pare, dacă sunt sigur. Ionuț, arată salut! Arată salut, Ionuț! Așa, bravo! Salut! Se pare că și pasagerul parașutei este cam fric. Așa, sfios dădea din mână. Se ținea bine de frânghile. Sfios sau sfioasă? Sau sfioasă, nu știu. Da, se pare că e o doamnă. Succes la aterizare! Bravo, Ionuț! Mergi tu acolo! Când crești mai mare, mergi și tu, bine? Cu parașuta. Împreună cu tatăl.
Da? Bravo! Chiar ce în timpul filmărilor a venit aici Maisa și ne-a dus un... Ia uite ce desen! Minunat! Tu singur l-ai făcut? Da. Foarte frumos! Wow. Și cine e aici? Un iepure. Un iepure și căsuța ta? Da. Perfect! Și soare! Avem parte de toate, da? Și curcubiul! Și... Wow. Super! Dă un 5! Bravo! Mulțumim! O îmbrățișare? Uite! Foarte frumos! Asta o punem ramă și o luăm acasă. Dacă îți permite, mami. Îmi permiți? Uh-huh. O luăm cu noi? Mulțumim! Larisa, pune acolo la loc de nădejde. Mulțumesc! Eu șa pe greu, dar valurile astea sunt picători. L-am ales mâncare. Ce l-am ajutat pe Matei? Aici și vrăbiuțele sunt foarte curajoase. Iată așa, în fiecare dimineață vin aici păsărelele și tot ce gulesc de mâncarea noastră. Vedem ce urmează pe parcursul zilei. Azi e soare și bine! Dar să vezi cum a adormit Matei. Cu evantai în mână. Protejează și de vânt și de soare. Tati și mami stau în hotel, eu împreună cu Mircea ne-am gândit să explorăm totul în zonă. Melissa cu Mircea s-au dus să mănânce și să se mai distreze, iar noi cu cei mici stăm în cameră pentru că Ionuț și Mihaela au adormit. Oare cum se simt al de Melissa aici, fără de noi? Avem foarte mult de văzut. Dar mai întâi vreau să mâncăm ceva dulce, niște prăjituri. Hai acolo! Pici, dorm! Eu mi-am luat un suc de ananas, iar Mircea un Sprite. După ce am mâncat dulce foarte gustos, am venit să facem puțin de sport. Eu împreună cu Mircea ne vom juca cu mingile. Aici avem foarte multe mingi. Am obosit destul, iar acum plecăm la distracție, la terenul de joacă. E deja pot toboganul. Eu zic să plecăm la cel care ne învârtește foarte tare. Hai la mâncare! Haide! Eu mi-am luat mâncărică, iar băieții doar cu înghețată. Dar nu le este foame. Mi-mi place înghețata, eu nu vreau să mănânc. Și cum crezi, mami, e ea sau nu e ea? E plurița noastră? Sau pleacă așa mai departe, în Moldova, în România? Tati, în Moldova și România deja plouă de două zile. Se pare că ea vine aici la noi? Hai că la meteo toate zilele astea au tot promis ploi, însă ele n-au venit. Deci, măcar o zi să ai pluiță, mami. Da, mai avem două zile și va trebui deja să pornim spre casă, spre Chișinău. Cine nu a urmărit anunțul nostru pe Familia Mele Mii, pe 24 iunie Familia Mele Mii pleacă în Chișinău. Pentru că vom inaugura unul dintre cele mai fani terenuri de joacă din Republica Moldova! Deci ne întâlnim pe 24 iunie la City Mall din Chișinău. Eu astăzi am inventat un joc. Arunc găletușa în apă și ca un cățeluș o aduc înapoi. V-am prins! Poate și trebuie să punem mică chirină? Doar că nu știu cum voi ieși de aici. Uite, o să lupem noi ea, dar ce o să ieși? Nu o să ieși! 2, 1 și... Hai! Wow! Gata! Am picioarele amortite! Ce e posibil, Risa? Ce ai nevoie? Un prosop! De ce? Am nisip un ochi! Hai că-ți da!
Eu zic mai bine să mergi în mare. În mare, mami, tot e nisip. Iar acum plecăm la terenul de joacă, să ne distrăm. Și aici am găsit o scară, o scară magică. E foarte învârtit așa și e complicat să te urci pe ea, dar hai să încercăm. Mi este puțin frică, dar nu-i nimic. Așa. Melissa, ai grijă? Am reușit! Și acum urcăm într-un tunel. Săgețile arată că trebuie să plecăm acolo. Ulala! Așa, am ajuns într-o cameră secretă cu două tupugane. Oare pe care să-l aleg? Pe primul sau al doilea? Eu le voi testa pe ambele. Iar voi scrieți în comentarii pe care ați merge voi. Primul tupugan! Iubi! Și acum urcăm pe alte scări ca să plecăm la al doilea tupugan. Eu plec pe pânta de păianjen. Iarăși săgețile. Și al doilea tupugan, tupoganul vârteș, este pe locuri. Hai să vedem cum este și pe el. 1, 2, 3, start! Wow! Super, ambele tupogane! Mie mi-a plăcut mai mult primul. Iar acum, haideți împreună să ne cățărăm pe pereți. Chiar aici! Așa. Super. Eu pot aici pe scări. Bravo, Matei. Pa, pa, mă duc în cosmos. Matei, cât de sus ești? Te văd. Și tu pleci pe primul tobogan. Eu te aștept! Salut! Mircea m-a învârtit cât te-a ținut puterile! Acum sunt foarte amețită! Vreau să merg direct în pat! Dar stai că îți arăt eu ție! Mircea, ți-a plăcut? Nu mai pot! Matei, Mircea, veniți încoace! Deja este târziu și trebuie să plecăm! Îi vă lua și ceva lui Ionut să mănânce! O banană! Mami, deja ne-a chemat, deci mergem în hotel! Voi lua și macaroni pentru Ionut! Ce bine arată!